În numele Domnului Iisus Hristos, spre slava și lauda sa, deschidem acest serviciu divin cu imnul Rejoice Ye Poor in Heart. Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru bucuria de a ne întâlni cu Tine în această zi specială de sabat, în acest loc, să ne întâlnim cu Tine și cu frații noștri. Îți mulțumim frumos pentru binecuvântările pe care Tu le-ai revărsat peste noi, pentru sănătate, pentru faptul că suntem împreună în acest loc și dorim să ascultăm cuvântul Tău și să învățăm de la Tine. Doamne, Te rugăm ca mesajul pe care Tu l-ai pregătit în dimineața aceasta pentru noi să-l prezinți Tu cu putere prin servul Tău. Doamne, dă-ne Tu o înțelegere mai clară a studiului din Daniel care va fi prezentat și fie ca aceste informații care le vom lua să ne cerceteze sufletele și să ne facă conștienți de vremurile pe care le trăim. Tatăl nostru, Te rugăm pentru fiecare frate care a venit aici, pentru că este prezent, dar avem o cerere specială pentru un frate care nu este prezent, pentru fratele Lăzureanu. Te rugăm frumos ca Tu să fii acolo unde el este, să fii Tu cu prezența Ta, să-l binecuvintezi în mod special și să simtă dragostea Ta și grija Ta de Părinte pentru el. Amin. Nu-l lăsa singur și adu-l înapoi printre noi. Amin. Te rugăm frumos și pentru pastorul nostru care are o lucrare specială de făcut pentru Tine, să lucrezi Tu la inima celor care îl ascultă și mesajul semănat de el să aducă roadă pentru împărăția Ta. Amin. Îți mulțumim, Tată, bun, rămâi cu noi, prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. Thank you.
Thank you, Laura Williams, for that special music. Mulțumim, Laura Williams, pentru muzica aceasta deosebită. Bună dimineața. Pace Domnului. Pacea Domnului. Salut fericit. Eu vreau predici în limba de român. Keep going. You're doing fine. Și nu pot. Îmi pare rău. Yet. But soon, maybe, that might change. Maybe. Okay. I'm trying.
But it's so good to have all of you this morning. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. We'll continue with our study from the book of Daniel. Continuăm studiul nostru din cartea lui Daniel. And but just to let you know, maybe many of you know already, I've been to Romania many times before. Mulți dintre dumneavoastră probabil că știți că am fost în România de mai multe ori. So there was a time that I was eu sunt român jumătate. Deci a fost un timp în care se considera pe jumătate român. See, that's better. That's better. That's much better. Well, so we're going to continue and turn your Bibles with me now to the book of Daniel. Vă invit să deschideți Biblia în cartea lui Daniel. Daniel chapter 10. Capitolul 10. In Daniel 10, the chapter begins with the story about Daniel fasting and praying for 3 weeks. Capitolul 10 începe cu relatarea când Daniel se ruga și postea timp de 3 săptămâni. If you notice the timing, he was praying in the third year of Cyrus, king of Persia. Dacă observați, evenimentul acesta are loc în al treilea an al lui Cir, împăratul Persiei. This was time that Daniel was expecting for his people to be delivered from Babylon so that they can go back to Israel. Aceasta era perioada când Daniel se aștepta ca poporul lui, izraeliții, să fie eliberați din captivitatea babiloniană pentru ca să se întoarcă în țara lor. The prophet Jeremiah prophesies regarding the 70 years of Babylonian captivity and this time period is about to be over. Ieremia prezise în legătură cu cei 70 de ani și perioada era aproape pe sfârșit. But yet it seems as though nothing was happening. Însă lui Daniel îi se părea că nimic încă nu se întâmplă. Even the book of Isaiah made it very clear that God foretold it will be Cyrus who is going to deliver his people. Isaia, de asemenea, spusese în mod clar că Cir era cel care va elibera pe poporul Israel. In a sense, he did by conquering Babylon. Și într-un sens al cuvântului, într-adevăr o făcuse prin faptul că cucerise Babilonul. But when it comes to allowing the people of God, Israelites, to go back to Jerusalem, it looks like he's not taking any action. Dar când vorbim din perspectiva de a lăsa pe poporul israelit să se întoarcă în Ierusalim, se părea că Cir nu luase nicio măsură. And this is the reason why Daniel is praying and fasting. Și acesta este motivul pentru care Daniel se ruga și postea. So, Angel Gabriel came. Așa că a venit la el îngerul Gabriel. And Michael Jesus came. Și Mihail sau Isus. To help Daniel to understand what's going on. A venit la Daniel ca să-l ajute să înțeleagă ce se întâmplă. And in verse 14. Așa că în versetul 14. Daniel 10 verse 14, the Bible says, "Now I come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days." Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi. So, the Bible makes it very clear that the heavenly being said, I will let you know what will happen to your people in the latter days. Deci Biblia specifică în mod clar că Mihail a spus, vin să-ți fac cunoscut ce se va întâmpla în zilele din urmă. So Daniel became anxious and he gave the full attention to the explanation. Daniel a fost atent și și-a dedicat toată concentrarea asupra explicației care avea să o primească. And the heavenly being gave the words in Daniel 11 and Daniel 12. Și explicația vine în capitolul 11 și capitolul 12. So when Daniel was eagerly listening, așa că pe când Daniel asculta cu nerăbdare, trying to hear something about how his people are going to be delivered, încercând să prindă ceva despre felul în care poporul său va fi eliberat, he didn't hear anything like that in Daniel chapter 11. Nu aude nimic despre subiectul acesta în Daniel capitolul 11. Basically all that he heard was this kingdom, that kingdom, conquering this kingdom. Ceea ce aude Daniel în capitolul 11 este acest regat va cuceri pe acest regat și așa mai departe. He hears something about kingdom of Persia. Aude despre regatul persan. Then kingdom of Greece. Regatul macedonean, grec. Then it became 4. Că se împarte în 4. Then it became 2. Apoi în 2.
Then you had the king of the north and the king of the south. Apoi despre regele nordului, regele sudului. And the rest of the chapter is about the battle between the king of the north and the king of the south. Și restul capitolului este despre bătălia dintre regele nordului și regele sudului. He is eagerly hearing something about deliverance, deliverance, but nothing. Așteaptă să audă ceva despre eliberare, dar nu aude nimic. But what made it worse, ceea ce face ca situația să fie și mai rea, in the explanation it sounds like the king of the north is going to persecute God's people. În explicația care o primește Daniel, se pare că regele din nord va persecuta pe poporul lui Daniel. So Daniel is like, when will my people be delivered? Așa că Daniel se întreabă, când va fi eliberat poporul meu? But then the good news came to him in Daniel chapter 12 verse 1. Apoi veștile bune vin în Daniel capitolul 12 versetul 1. When the Bible says when Michael stand up, când Biblia spune că Mihail se va scula, only then, și doar atunci, he will deliver his people. El va elibera pe poporul său. That's the answer that Daniel was looking for. Acesta era răspunsul la care s-a așteptat Daniel. But it was a little bit strange to Daniel, I'm guessing. Totuși s-ar părea că era puțin ciudat pentru Daniel, părerea mea. Because what he was expecting to hear, pentru că ceea ce se aștepta Daniel să audă, how God will allow his people to go back to Israel. Felul în care Dumnezeu va da voie poporului său să ajungă înapoi în Israel. But this deliverance that he's hearing, dar această eliberare despre care aude Daniel aici, it wasn't so much about going back to Israel, nu este atât de mult concentrat asupra felului în care Israel se va întoarce în țara lui, it was much more than that, ci este cu mult mai mult decât atât. Why? De ce? Because this deliverance, pentru că această eliberare include in verse 2, în versetul 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. So this deliverance includes resurrection. Deci această eliberare include și învierea. This is much more than what Daniel was thinking. Este cu mult mai mult decât ceea ce gândea Daniel. He was only thinking going back to Israel. El se gândea doar să meargă înapoi în țara Israel. Walk back to Jerusalem. Înapoi la Ierusalim. Rebuild the city. Construim din nou orașul. Rebuild the temple. Reconstruim templul. And grow their own vine. Și cultivăm legume. Grow their own vegetables. Fructele și toate recoltele noastre obișnuite. And have a nice life with God in the land of Israel. Și vom avea o viață plăcută, plină de armonie în țara lui Israel, împreună cu Dumnezeu. For him, that was the definition for deliverance. Pentru el, aceasta însemna eliberarea. But what he's getting, dar ceea ce obține, when Michael stand up, când Mihail se ridică, when he delivers, când eliberează, He's not only going to rescue his people, but he will resurrect them as well. Nu numai că eliberează poporul său, dar îi și înviază. So this deliverance, deci această eliberare, is delivering people from mortal life to everlasting life. Este eliberarea de viața muritoare, de moarte, spre viața veșnică. So this was much bigger than what Daniel was thinking. Deci aceasta este cu mult mai cuprinzătoare decât lucrul la care se gândea Daniel. And then, și apoi, Daniel's hearing a new definition for his people. Daniel aude o definiție extinsă a poporului său. In Daniel chapter 12 verse 1. În Daniel capitolul 12 cu versetul 1. It says, spune, and at that time shall Michael stand up. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, the great prince which standeth for the children of thy people, ocrotitorul copiilor poporului tău, and there shall be a time of trouble, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, such as never was since there was a nation even to that same time, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. And at that time thy people shall be delivered. Dar în vremea aceasta poporul tău va fi mântuit. But, dar, who are his people? Cine constituie poporul lui Daniel?
The Bible says, Biblia spune, everyone that shall be found written in the book. Biblia spune, și anume oricine va fi găsit scris în carte. So here you have a new definition for God's people. Deci avem aici o definiție nouă despre ceea ce înseamnă a fi poporul lui Dumnezeu. If you want to be considered as God's people or people with Daniel, dacă vrei să fii considerat ca fiind făcând parte din poporul lui Dumnezeu sau făcând parte din poporul lui Daniel, your name has to be found in the book. Numele tău trebuie să fie găsit în carte. And when Daniel heard about this, și când Daniel aude despre asta, I'm sure he immediately thought about what he heard in Daniel 7. Sunt sigur că s-a gândit imediat la ceea ce auzise în Daniel capitolul 7. How God will do the work of the judgment. Cum Dumnezeu va lua asupra sa lucrarea judecății. And during the work of judgment, how he is going to open the books in heaven. Și în timpul judecății cum va deschide sulurile, cărțile din ceruri. So I'm sure Daniel understood. Deci sunt sigur că Daniel a înțeles. There's a connection between the judgment of God, că există o legătură între judecata lui Dumnezeu, and when that judgment is over, și că atunci când judecata va fi completată, Michael is going to stand up, Mihail se va ridica, and he will only deliver the people that are written in the book. Și va elibera doar pe cei care sunt scriși în carte. So during the judgment, deci în timpul judecății, some names are rejected, some names are accepted. Unele nume sunt respinse, altele sunt acceptate. So now he began to understand. Deci acum începe să înțeleagă Daniel. The deliverance that God wants to give, eliberarea care o oferă Dumnezeu, is not just having this freedom from Babylon. Nu este doar să ai să fii eliberat, să fii liber de Babilon. That's just a political deliverance. Aceasta este doar o eliberare din punct de vedere politic. But the deliverance that God wants to give, dar eliberarea pe care Dumnezeu vrea să o dea, is delivering us from sin. Este eliberarea din păcat. Deliver us from this wickedness, evil. Eliberarea de răutate. And somehow having our name written in the book. Și într-un fel sau altul să ai numele scris în carte. And give us everlasting life. Și să primim viață veșnică. This is reason why. Acesta este motivul pentru care in Daniel 11, în Daniel capitolul 11, God did not even really talk about anything about going back to Israel. Dumnezeu nu vorbește absolut nimic despre întoarcerea în Israel. Not that that's not important. Nu pentru că lucrul acesta n-ar fi important. It is important. Este important. But there's something even more important than that. Dar este ceva mai important decât aceasta. And since he already talked about it, și pentru că vorbise deja despre subiectul acesta, he already said through Jeremiah, deja vorbise prin Ieremia, after 70 years, după 70 de ani, God's people will go back. Poporul lui Dumnezeu se va întoarce. Right? Așa este? And 70 weeks of prophecy, și după 70 de săptămâni profetice, we'll begin with the restoration of Jerusalem and the temple, yes? Cele 70 de săptămâni vor începe, and the city and the streets. Vor începe cu reîntoarcerea la Ierusalim și reconstruirea templului. So God already mentioned about, yes, you will go back to Israel. Deci Dumnezeu deja avusese grijă de problema reîntoarcerei în Israel. So he doesn't need to talk about that anymore. Deci nu are nevoie să vorbească din nou despre subiectul acesta. But so Daniel, dar Daniel, I know you're praying so hard. Știu că te rogi for 3 weeks. Asidu, timp de 3 săptămâni. You're fasting. Postești. And you're so concerned about your people. Și ești așa de îngrijorat de soarta poporului tău. I understand what you're praying about. Înțeleg pentru ce te rogi. But let me show you something. Dar vreau să ți arăt altceva. Let me show you what I'm concerned about. Vreau să ți arăt problema care mă îngrijorează pe mine. The kind of deliverance that I want to give. Eliberarea, felul de eliberare pe care eu o ofer. It's not just delivering you from earthly captivity. Nu este doar eliberarea ta din captivitatea lumii acesteia. I wanted to deliver you from sin. Vreau să te scap de păcat. And the life of sin. Și viața de and păcat. And the power of sin. Și puterea și de puterea păcatului. Give you everlasting life. Și vreau să-ți dau viață veșnică. And I will do this.
Și voi face lucrul acesta. At the end of the world. La sfârșitul lumii. Completely. În mod complet. Oh, my friends. When Daniel saw this, când Daniel a văzut lucrul acesta, he began to see a început să înțeleagă what God is trying to do. Ceea ce vrea să facă Dumnezeu. But what is interesting is this. Lucrul interesant însă este So Daniel began to see. Deci Daniel începe să vadă, să înțeleagă. Okay, I begin to understand. Încep să înțeleg. So there has to be a judgment. Deci trebuie să fie o judecată. Then Michael will stand up. Apoi Mihail se va ridica. Then there's deliverance. Apoi va veni eliberarea. So there's got to be a judgment. Deci trebuie să aibă loc judecata. And this judgment. Și judecata aceasta. Somehow. Cumva, într-un fel. Daniel didn't understand everything. Daniel n-a înțeles chiar totul. Because certain portions of the book of Daniel or the visions in the Daniel was sealed. Pentru că anumite porțiuni din cartea lui Daniel erau sigilate. But he was able to somehow see. Dar a fost capabil să vadă. That somehow this judgment is connected to the sanctuary. Că judecata aceasta are o legătură cu sanctuarul. Because. Pentru că. When Daniel heard the expression. Atunci când Daniel a auzit expresia. Until 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. 2300 de seri și dimineți apoi sanctuarul va fi curățit. That's also connected to the atonement. De asemenea, lucrul acesta este are o legătură cu ispășirea. And the atonement is connected to judgment, you see? Și ispășirea are o legătură strânsă cu judecata. So I'm sure he saw some kind of connection between sanctuary and judgment. Deci sunt sigur că a văzut o legătură între sanctuar și judecată. So Daniel began to understand. Deci Daniel a început să înțeleagă. There's got to be judgment. Trebuie să aibă loc judecata. Connected to the sanctuary. Legată de sanctuar. And when this work is done. Și când lucrul acesta este terminat. Michael will stand. Mihail se va ridica. And then God will do the final deliverance. Și apoi Dumnezeu va efectua liberarea finală. So what is so important now? Ceea ce este important acum. Not only for the Israel. Nu numai pentru israeliți. But for the whole world. Ci pentru lumea întreagă. What's more important? Ce este mai important? Going back to Israel to rebuild the temple? Să mergi înapoi în Israel să reconstruiești templul? On earth? Pe pământ, or sau for God, pentru Dumnezeu, for Jesus, Iisus, to do the work of judgment, să completeze lucrarea de judecată in the heavenly sanctuary, în sanctuarul ceresc, so that he can deliver the whole world, so pentru ca să elibereze lumea întreagă. Do you understand the difference now? Înțelegi diferența? See, sometimes we pray for small things. Câteodată ne rugăm pentru lucruri mici. Oh God, I lost my car key. Where is it? Doamne, mi-am pierdut cheile. Unde sunt? Lucruri mici. Where's my iPhone? Where's my iPhone? Unde mi este telefonul? Your life is like stopped because you lost your iPhone. Viața ta s-a oprit pentru că ți-ai pierdut telefonul. This is your tribulation and trial in your life. Acestea sunt necazurile de care ai parte în viață. Oh God, I have a test in Loma Linda University. The test is so hard. Doamne, am un examen la universitate. Yeah, we struggle with these kind of things. Deci ne confruntăm cu lucrurile acestea. But God says, that's not a problem. Dumnezeu să spune, asta nu e o problemă. Even though you may get a C on your test. Chiar dacă obții doar nota de trecere la examen. You better get an A on my test. Vreau să obții nota maximă la examenul meu. And God says, guarantee you get an A if you trust me. Amen. Și Dumnezeu spune, în mod garantat vei primi nota maximă dacă îți pui încrederea în mine. So this is what's going on. Deci aceasta se întâmplă. So Daniel began to now see. Așa că Daniel începe să vadă acum. Oh, so judgment. Judecată. In a sanctuary. În sanctuar. Somehow it will take place at the end. Cumva va avea loc la sfârșit. But he doesn't understand exactly when. Dar nu înțelege exact când. When it will begin. Când va începe. Because that portion was sealed. Pentru că partea aceea era sigilată. All he knows. Tot ceea ce știe. There will be Babylon. Va fi Babilon. Medo-Persia. Medo-Persia. Greece. Grecia. And he doesn't know how long these kingdoms will last. Și nu știe exact cât vor dura aceste regate. I mean, maybe he thought that these kingdoms only last short time. I don't know. S-ar putea să se fi gândit că aceste regate vor dura doar puțin timp. He just knows there's Babylon. Doar știe Babilon. Medo-Persia. Medo-Persia. Greece. Grecia. And there's a fourth kingdom. Și un al patrulea regat. God will not tell him. Dumnezeu nu-i spune. God does not tell him. Dumnezeu nu-i spune cum se numește acesta. He doesn't say it's Rome. He doesn't say it like that. Nu-i spune este Roma.
every time when the fourth kingdom comes, kind of mystical or mysterious. De fiecare dată când se vorbește despre al patrulea regat, există un anumit mister care îl învăluie. I believe God hid the identity for according to God's wisdom. Și cred că Dumnezeu a ascuns identitatea celui de al patrulea regat potrivit cu înțelepciunea lui. So this is what Daniel knows. Deci aceasta este ceea ce știe Daniel. He will be Babylon. Yeah. Va fi Babilonul. Then there's Medo-Persia. Urmează Medo-Persia. Greece. Grecia. Fourth kingdom. Al patrulea regat. And then. Și apoi. There will be a second phase in the fourth kingdom. Va fi o a doua fază a celui de al patrulea regat. And in Daniel 7 we call that the little horn. Și în Daniel 7 numim faza aceea faza cornului mic. And that little horn is going to persecute God's people. Cornul care va persecuta pe poporul lui Dumnezeu. And when his power is over, și când puterea cornului mic va fi învinsă, then there will be a judgment. Atunci va avea loc judecata. In the heavenly sanctuary. În sanctuarul ceresc. When that is done, când judecata este terminată, God will do his final deliverance. Dumnezeu va pune în practică eliberarea finală. I believe Daniel knew at least that much. Cred că Daniel știa cel puțin atât. What do you think? Ce credeți dumneavoastră? Because God made it very clear. Ram, Medo-Persia. Goat, Greece. You don't think Daniel understood that? Pentru că Dumnezeu a clarificat cu mare luciditate berbecul Medo-Persia, țapul Grecia. Although he didn't know how long these kingdoms will last. Deși nu știa cât vor ține aceste regate. And he didn't exactly know when the judgment will begin. Și nu știa exact când judecata va începe. But he knew one thing. Dar știa un lucru. In Daniel's mind. În mintea lui Daniel. Kingdoms of the earth will continue. Regatele lumii vor continua. They will do their thing. Vor face lucrurile care le fac regatele pământești. Vor conduce lumea. And to persecute God's people. Vor persecuta pe poporul lui Dumnezeu. They will continue to do that. Vor continua să facă lucrul acesta. Until. Până. Judgment begins. Până începe judecata. In the sanctuary. În sanctuar. So when that event takes place, când evenimentul acesta are loc, then it's the transition time. Atunci are loc timpul de tranziție. What transition? Ce tranziție? Transition from earthly kingdom to the kingdom of God. You understand? Tranziția de la regatele pământești la regatul lui Dumnezeu. So Daniel understood. Așa că Daniel a înțeles. That the judgment in the sanctuary is very important. Că judecata în sanctuar este un lucru foarte important. It's going to finish the work. Ea va termina lucrarea. Don't you think at least he got that? Nu credeți că a înțeles cel puțin atât? Come on, he was 10 times better because he ate beans and water. Era de 10 ori mai înțelept pentru că mâncase fasole sau legume și apă. Yeah, he, you know, he's really wise man. I think he's as wise as Solomon. What do you think? Probably. Cred că Daniel era cel puțin tot atât de înțelept ca Solomon. Because at least he can get that. Pentru că a putut să înțeleagă măcar atât. So now Daniel's thinking. Așa că acum Daniel gândește. After seeing the whole vision. După ce înțeleg toată, după ce văd toată viziunea. Oh, I understand. Acum înțeleg. Now I see. Acum văd. So what's important now? Ce este important acum? Judgment. Judecata. In the sanctuary. În sanctuar. And I'm sure he's about to say. Și e aproape să spună. People should know about this. Lumea trebuie să cunoască lucrul acesta. What do you think? Yeah, all right? But you know what? Dar știi ce se întâmplă? God said, Dumnezeu spune. In verse 4. În versetul 4. But thou, O Daniel. Tu însă, Daniel. Shut up the words and seal the book. Ține ascunse aceste cuvinte și pecetulește cartea. What happened? Ce s-a întâmplat? God says, close it. Dumnezeu spune, închide-o. Again, you may say, I'm guessing. S-ar putea să credeți că ghicesc sau speculez. Speculating. Right. Yeah. But as we read the whole, you know, all the chapters in the book of Daniel. Pe măsură ce citim toată cartea lui Daniel. You can definitely see that Daniel at the end, he said in chapter 10, now he understands, right? Puteți să vedeți, să înțelegeți că Daniel, când ajungem la capitolul 10, Daniel înțelege. And so that it is very possible.
Așa că este foarte posibil. He understood the importance of the judgment in the sanctuary. Că Daniel a înțeles importanța judecății în sanctuar. And I'm sure he had the desire for people to know about that. Și sunt sigur că Daniel a avut dorința ca oamenii să știe despre lucrul acesta important. I believe that is the reason why. Cred că acesta este motivul pentru care. In verse 4. În versetul 4. It begins with the word but. Versetul începe cu cuvântul dar. Same. Romania? Yeah. Same. Dar. Equivalent. Yeah. Why? Why do you begin with the word but? Dar de ce încep cu cuvântul dar sau însă? It's like yes, this is important. Este ca și cum ai zice, da, lucrul acesta este important. But don't reveal it yet. Dar nu-l descoperi încă. Reveal what? Ce să descoperi? The importance of the judgment is already given. People know that already. Importanța judecății se cunoaște deja. But perhaps the timing was sealed. Dar probabil că timpul, perioada în care are loc este sigilat. Let's continue. Să continuăm. Verse 4. Versetul 4. But thou, O Daniel, tu însă, Daniel, shut up the words and seal the book. Ține ascunse aceste cuvinte și pecetulește cartea. Even to the time of the end. Până la vremea sfârșitului. Many shall run to and fro and knowledge shall be increased. Atunci cunoștința va crește. All right. So the God says. Așa că Dumnezeu spune. Close the book. Închide cartea, sigilează cartea. Until when? Până când? Time of the end. Până la timpul sfârșitului. When is the time of the end? Când este timpul sfârșitului? Okay, you gave me a very safe answer. Now. Mi-ați dat un răspuns foarte sigur, fără niciun risc atașat. When did the time of the end begin? Când a început timpul sfârșitului? Okay, I'm hearing different answers. Aud răspunsuri diferite. Your church is divided. Biserica este împărțită. We have to solve this problem. I think we can manage that. Okay. In 1798 was the beginning point of the beginning of the time of the end. 1798 a fost începutul sfârșitului. And let me prove that to you a little bit later. Și vă voi dovedi lucrul acesta puțin mai târziu. So what God is saying? Ceea ce spune Dumnezeu? Close the book until 1798. Este închide cartea aceasta până în 1798. After 1798, the book can be opened. După 1798, cartea poate fi deschisă. What does that mean? Ce înseamnă lucrul acesta? Does that mean you will have a hard time literally opening the book of Daniel? Honey, I cannot open this book. Înseamnă lucrul acesta că în mod literal nu vei putea deschide cartea lui Daniel? No. What does that mean? Nu. People were able to read the book of Daniel, yes? Oamenii au putut să citească cartea lui Daniel și înainte. But God blocked their understanding regarding the book of Daniel. A blocat înțelegerea lor. Right? Everything in the book of Daniel, what do you think? Tot ceea ce este scris în cartea lui Daniel, n-au înțeles nimic? It cannot be. Nu poate fi lucrul acesta. Because in Matthew 24, pentru că Matei 24, Jesus said, Iisus spune, when he was talking about the abomination of desolation, când vorbea despre urăciunea pustirii, that was like AD 31, în anul 31 era noastră, he says, whoso readeth, let him understand. Cel care citește să înțeleagă, a spus Iisus. So, certain things, certain portions in the book of Daniel, anumite lucruri, anumite porțiuni din cartea lui Daniel, people read it and they understood. Oamenii l-au citit și l-au înțeles. Even Martin Luther. Chiar și Martin Luther. He lived around 1500. A trăit în secolul 16. And during his time he interpreted Daniel 7, the little horn, to be papal power. Și în timpul acela, Luther a interpretat cornul mic ca fiind puterea papală. So you cannot say everything in the book of Daniel was sealed. Deci nu putem spune în niciun caz că toată cartea lui Daniel a fost sigilată. Do you understand? Înțelegeți? So then the question is, deci întrebarea este, what was sealed? Ce a fost sigilat? What part in the book of Daniel was closed up? Care parte a cărții lui Daniel a fost sigilată?
We have to allow the Bible to explain. Să dăm voie Bibliei să explice. Daniel chapter 8. Daniel capitolul 8. And verse 26. Versetul 26. Are you there? And the vision of the evening and the morning which was told is true. Iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărată. Wherefore shut thou up the vision, for it shall be for many days. Tu pecetulește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. According to the Bible, which vision was sealed? Potrivit Bibliei, care viziune a fost sigilată? It says vision of evening and the morning, yes or no? Biblia spune viziunea despre seri și dimineți. And you're thinking, what kind of vision is that? I never heard about that. Și poate te întreb, ce fel de viziune este aceasta? N-am auzit niciodată de ea. Don't panic. Nu intra în panică. In the same chapter. În același capitol. Verse 14. Versetul 14. It says, unto 2,300 days. Până vor trece 2,300 de seri. And in the original language, the word days is evening and the morning. Și în limbajul original, în limba originală, cuvântul folosit este seri și dimineți. So, when the Bible says vision of evening morning, it is talking about the vision of 2300 days. Când Biblia vorbește despre vedenia cu serile și diminețile, vorbește despre vedenia despre cele 2300 de seri și dimineți. That prophecy. Profeția aceea. And other prophecies that are connected to that prophecy. Și alte profeții care sunt legate de această profeție. Sealed. Sigilate. You understand? Înțelegeți? Okay. That was sealed until? Acea profeție a fost sigilată până când? 1798. Până în 1798. So when 1798 came? Când am ajuns în 1798. That portion was open, people were able to understand it. Porțiunea aceea a cărții a fost deschisă și oamenii au putut să o înțeleagă. Go back to Daniel 12 verse 4 again. Ne întoarcem în Daniel capitolul 12 versetul 4. It says, unde spune, many shall run to and fro and knowledge shall be increased. Mulți vor citi și cunoștința va crește. How do you understand that? Cum înțelegeți afirmația aceasta? Some people say, unii spun, that is talking about, că versetul acesta vorbește despre running to and fro, să merge într-un loc în altul. This is talking about automobile. Lucrul acesta implică existența automobilelor. And knowledge increasing. Și cunoștința va crește. People say this is technology. Unii spun că lucrul acesta are de-a face cu progresul în tehnologie. But no, that's not the right interpretation. Dar nu este aceasta interpretarea corectă. Now I do accept. Sunt de acord. Historically speaking, că din punct de vedere istoric, after 1798, după 1798, technology did increase. I accept that. Tehnologia într-adevăr a progresat, sunt de acord. But the Bible is not talking about that. Dar Biblia nu vorbește despre tehnologie. It is talking about the knowledge of the prophecy. Biblia vorbește despre cunoștința despre profeție. The knowledge of the Bible. Cunoștința despre Biblie. Especially, în mod special, the prophecy regarding 2300 days. Profeția legată de cele 2300 de seri și dimineți. So stop. Așa că ne oprim. The question. Întrebare. So God is saying, Dumnezeu spune, long time ago, cu mult mult timp în urmă, Daniel, let me tell you about the last days. Sorry, say that again. God is saying to Daniel, let me tell you something about the last days. Dumnezeu îi spune lui Daniel, să spun ceva, câte ceva despre zilele din urmă. And let me show you when I will do my final deliverance. Și hai să-ți demonstrez când va avea loc eliberarea finală. That's when I stand up and I will deliver your people. Atunci mă voi ridica și voi elibera poporul tău. But before this, înainte de asta, there's got to be a judgment in the sanctuary in heaven. Trebuie să aibă loc o judecată în sanctuar. But this knowledge, dar cunoștința aceasta, seal it, sigilează-o, close it, închide-o, until the time of the end, până în timpul sfârșitului. Why? De ce? It's a good news, right? Sunt vești bune, nu-i așa? Not useful before that time. Nu a fost de folos înainte de timpul sfârșitului. Why not useful? De ce n-au fost folositoare? Because Jesus Christ didn't went in the Sfânta
because Jesus Christ hadn't gone into the Holy of Holies. Okay. Yet. Okay. True. Daniel's time, Jesus. In fact, Daniel's time, Jesus didn't even come down to earth yet. Deci, ideea a fost că Iisus nu intrase în Sfânta Sfintelor în timpul acela și Peter spune că Iisus nici nu venise pe pământ încă în timpul lui Daniel. Yeah, that's good thinking. That's good thinking. But I'm also thinking. Eu mă gândesc de asemenea. If God clearly opened up the meaning, dacă Dumnezeu ar fi făcut clar înțelesul viziunii, then God had to say to Daniel, atunci Dumnezeu ar fi trebuit să-i spună lui Daniel, Daniel, I will deliver your people. Voi elibera poporul tău. At the end. La sfârșit. When? Când? It's going to be? Va fi? At least 2,300 years later. Va fi cu cel puțin 2,300 de ani mai târziu. And you think Daniel will be like, oh, that is wonderful. Credeți că reacția lui Daniel ar fi fost, oh, ce veste bună. Oh, thank God we have 2,300 years more. Mulțumesc, Doamne, pentru că mai avem de așteptat încă 2,300 de ani. What do you think? Ce credeți? Can you imagine if Apostle Peter understood that? Vă puteți imagina dacă Petru ar fi înțeles lucrul acesta? He would be like, hey guys. Petru ar fi spus, ascultați. Jesus is not coming back for sure at least another 2,000 years. Vă spun vouă, Iisus nu va veni, nu va reveni pentru cel puțin încă 2000 de ani. You think that's a great encouragement? What do you think? Credeți că este un fel potrivit de a încuraja pe credincioși? I'm not sure, but I think using common sense, that's a good reason not to reveal the knowledge. Gândindu-mă puțin, cred că acesta este un motiv bun pentru ca să nu spui timpul. But there's another reason. Dar mai există un motiv. And I can prove this from the Bible. Și pot să dovedesc aceasta din Biblie. First reason, I'm just guessing. Primul motiv, speculez. But this one is very important. Dar al doilea motiv este foarte important. Why God gives something but yet he takes it away? De ce Dumnezeu dă ceva și apoi pare să ia înapoi? Why? De ce? Ca să arate cunoștința dinainte. Did God do something like that before? A făcut lucrul acesta Dumnezeu și înainte? He gave a prophecy, but then he took it away. A dat o profeție și apoi a sigilat-o. Yeah. Yes. He did. When? Când? Okay, Jake, that's going too far back. Când Iacob și familia sa s-au dus în Egipt. What about in the book of Daniel? În cartea lui Daniel. You forgot, huh? Ați uitat? You remember God gave a prophecy to King Nebuchadnezzar? Vă aduceți aminte că Dumnezeu a dat o i-a descoperit ceva lui Nebucadnețar? Right? Da. When he woke up? Când Nebucadnețar s-a trezit? It's gone. Viziunea a dispăruse. Yes? Așa e? Is similar to? Este similar. Is sealed. Yes or no? Cu a sigila profeția. Același lucru. He saw the dream. A văzut lucrul în vis. But he can't understand it. Dar nu poate să-l înțeleagă. Right? Așa e? So, așa că if we can figure out, dacă putem să înțelegem, why God gave the dream to King Nebuchadnezzar but took away the meaning in Daniel 2? De ce Dumnezeu i-a dat viziunea lui Nebucadnețar, dar l-a prevenit, nu i-a dat posibilitatea să înțeleagă în capitolul 2? Then we may be able to understand. Deci s-ar putea să putem să înțelegem. Why God gave 2,300 prophecy, but yet he took away the meaning. De ce Dumnezeu a dat profeția celor 2,300 de seri și dimineți, dar a sigilat înțelesul ei? Do you understand my reasoning? Înțelegeți modul meu de gândire? And in order for me to explain this to you, pentru ca să explic lucrul acesta, I need more than 10 minutes. Mai am nevoie de mai mult de 10 minute. Can I have more minutes from you? Don't worry about it. Yeah. Okay? If you stay with me, dacă stați împreună cu mine, you can eat more pâine later, okay? Puteți să mâncați mai multă pâine mai târziu. All right, listen. Deci. So the question is then, okay, what would happen if Nebuchadnezzar remembered the dream?
Ce s-ar fi întâmplat dacă Nebucadnețar și-ar fi adus aminte de visul care l-a avusese? He wakes up and he remembers. Se trezește și își aduce aminte. What would happen? He wouldn't need Daniel. He would not need Daniel, exactly. He would just say, all the wise men of Babylon come. Deci n-ar fi avut nevoie de Daniel și ar fi spus pur și simplu, înțelepții Babilonului, veniți la mine. King says, I had this dream. Împăratul ar fi spus, am avut visul acesta. What's the meaning? Care este înțelesul lui? Wise men says, who would say something like, oh king, give us a minute. Înțelepții probabil ar fi spus, dă-ne un moment. And then the wise men would have their own board meeting. S-ar fi consultat, ar fi avut comitetul lor. And then they come back to the king. Și apoi s-ar fi întors la rege. Oh king, live forever. Împărate, să trăiești în veci. This king, this dream is about you. Visul acesta este despre tine. The image represents. Imaginea te reprezintă pe tine. All your enemy kingdoms. Scuzați. Chipul acesta reprezintă toate regatele inamice ale tale. But the stone? Dar piatra? That's you. Piatra te reprezintă pe tine. And you will destroy all these kingdoms. Și tu vei distruge toate aceste regate. And your kingdom will cover the whole earth. Regatul tău va acoperi întregul pământ. You will be king forever and ever. Vei fi împărat pe veșnicie. Oh, what a good news. Ce vești bune, a fi spus Nebucadnețar. Regele ar fi fost fericit. And the king says, și regele ar fi spus, good work, wise man. Ați făcut o treabă bună. I will raise your salary. Vă măresc salariile. So wise men are happy. Înțelepții sunt bucuroși. Everybody happy. Toată lumea este fericită. Happy ending, happy ending, right? Un sfârșit fericit, da? Right? Right. But no. Dar nu se întâmplă așa. God gave the message, but he took it away. Dumnezeu dă mesajul, dar îl ia înapoi. So king, așa că regele, he had no choice but to say, n-a avut de ales decât să spună, now I know how fake you are. Să le spună înțelepților Babilonului, știu cât de falși sunteți. Kill them all. Ucideți-i pe toți. You think that was a big news? Credeți că porunca aceasta a fost o veste mare? You think everybody knew about this? Credeți că toată lumea a știut despre porunca împăratului? Yes or no? Yes. Without Facebook and texting, they knew about this, yes? Fără Facebook și posibilitatea de text messages, credeți că au știut? Because people back then, they can talk, yeah, right? Pentru că lumea din vremea aceea puteau să vorbească. So everybody's thinking. Deci toată lumea se gândea. King is gone crazy. Regele și-a pierdut mintea. And how can he demand this? Cum ar putea să ceară lucrul acesta? He doesn't even remember. Nici chiar el nu-și aduce aminte. How can you expect us or the wise men to know? Cum se așteaptă la noi sau la înțelepții Babilonului să știm noi? And people are thinking. Și lumea se gândește. They're all thinking, big news. Fiecare se gândește, vești mari, importante. Nobody can do this, impossible. Nimeni nu poate face lucrul acesta, este imposibil. Everybody thinking about this. Toți se gândesc la lucrul acesta. But then, dar apoi, news came. Veștile noi apar. There's a man named Daniel. Există un om numit Daniel. He said. El a spus. He will show the king the dream and the interpretation. El va descoperi regelui și visul și interpretarea lui. Now everybody's thinking. Așa că acum toată lumea se gândește. Who's Daniel? Who's Daniel? Who's Daniel? Cine who's Daniel? Daniel? Yes or no? In this way. În felul acesta, God, Dumnezeu, calls everybody to think about Daniel and his friends. Îi cauzează pe toți să se gândească la Daniel și la prietenii lui Daniel. What do you think? Ce credeți? Right. So then when Daniel came to the palace. Așa că atunci când Daniel a venit la palatul regal. When Daniel explained the dream and the interpretation. Când Daniel le explică visul și interpretarea lui. Now everybody is thinking. Toată lumea se gândește. Daniel's God is special. Dumnezeul lui Daniel este un Dumnezeu special. Yes or no? Yes. And Daniel is special. Și Daniel este un om deosebit. Because wise men said no flesh can do this. Pentru că înțelepții Babilonului spuseseră, niciun om născut din carne nu poate să facă lucrul acesta. So, when God gave the dream but it took away the meaning? Așa că atunci când Dumnezeu a dat visul, dar a luat înapoi interpretarea. Why did he do that? De ce a făcut lucrul acesta? So he can, pentru ca el să poată pinpoint who is his people.
să arate cu precizie cine face parte din poporul său. Why? De ce? Because after 2-3 years of Babylonian education, pentru că după 2-3 ani de educație babiloniană, even though Daniel was faithful, deși Daniel era credincios, but in the eyes of many Babylonians, în ochii multor babilonieni, Daniel looks like one of those Babylonian students. Yes or no? Daniel arată ca și cum ar fi unul din studenții babilonieni obișnuiți. They just know that Daniel is 10 times better somehow. Știu doar că Daniel este de 10 ori mai bun, cumva. But not stand out really spiritually. Use me. Dar nu se deosebește de ceilalți în mod spiritual. And it was God's desire to. Și a fost dorința lui Dumnezeu. Cause his servant to stand out. Să-l facă pe slujitorul său să iasă în evidență. So God can use him to proclaim the message. Pentru ca Dumnezeu să-l folosească să proclame mesajul său. You understand? Înțelegeți? God gave 2300-day prophecy. Dumnezeu a dat profeția despre cele 2300 de seri și dimineți. But he sealed it. Dar a sigilat-o. Until până când? 1798. Până în 1798. So after 1798, după 1798, when this was open, când profeția a fost deschisă, what is God trying to say? Ce vrea să spună Dumnezeu? After 1798, după 1798, whoever can understand this message? Cine poate înțelege mesajul acesta? They're my people. Ei sunt poporul meu. Think about that. Gândiți-vă la lucrul acesta. Because pentru că from 538 din 538 to 1798 până în 1798 papal captivity, yes? Captivitatea papală. Towards the end, spre sfârșitul acestei perioade, we had many reformation, yes? A avut loc mișcarea de reformațiune. Luther, Luther, Huss, Hus, Calvin, Calvin, Wesley, Wesley. Many came out of Catholic Church, yes? Mulți care au ieșit din Biserica Catolică. So after 1798, deci după 1798, you have many Protestants. Sunt apar denominațiuni protestante. Yeah, they all came out of Catholic Church. Toate care au provenit, care au ieșit din Biserica Catolică. But, dar, even though they came out of Catholic Church, deși au ieșit din Biserica Catolică, they did not completely cut everything from Catholic Church. Nu au tăiat toate legăturile cu Biserica Catolică. When they came out of Catholic Church, când au ieșit din Biserica Catolică, every one of them, fiecare din ele, they took souvenirs from Catholic Church. Au luat niște amintiri, niște suveniruri din Biserica Catolică. So even though they call themselves Protestants, deși se numesc protestante, they all have some items from the Catholic Church. Totuși încă au anumite lucruri din Biserica Catolică. So after 1798, după 1798, even though you have Protestant churches, deși avem biserici protestante, it was hard to identify who was truly God's church. A fost greu să identifici cine era biserica adevărată a lui Dumnezeu. So God opened 2008 prophecy. Așa că Dumnezeu a desigilat profeția celor 2300 de seri și dimineți. And to say, whoever understands this, și a spus, cine înțelege lucrul acesta, they are my people. Ei sunt poporul meu. You understand? Înțelegeți? And according to the Bible, potrivit Bibliei, in Daniel chapter 12, în Daniel capitolul 12, in verse 10, versetul 10, it says, many shall be purified and made white. Spune, mulți vor fi curățați și albiți. And tried, și încercați. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege. But the wise shall understand. Dar cei pricepuți sau cei înțelepți vor înțelege. Who shall understand? Cine va înțelege? The wise. They shall understand what? Ce vor înțelege? 2000 days. Profeția despre cele 2300 de seri și dimineți. If they understand it, dacă o înțeleg, what are they going to do with it? Ce vor face cu ea? Proclaim it. O vor proclama.
And help other people to understand it, yeah? Și vor ajuta pe alții să o înțeleagă. How do I know? Cum știu lucrul acesta? These wise people, look. Înțelepții aceștia. In verse 3. În versetul 3. It says. Spune. And they that be wise. Cei care sunt înțelepți. Shall shine as the brightness of the firmament. Vor străluci ca strălucirea cerului. And they that turn many to righteousness. Și cei ce vor învăța pe mult să umble în neprihănire as a star forever and ever. Vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. So wise people, deci cei înțelepți, they understand the prophecy. Înțeleg profeția. They shine like the stars in heaven. Strălucesc precum stelele pe cer. And why? Because de ce? They help many people to turn to righteousness. Pentru că ajută pe mulți să se întoarcă la neprihănire. So when you put it together, când pui toată imaginea aceasta de ansamblu împreună, the wise people at the end of time, cei înțelepți la sfârșitul vremii, they understand 2300 days, înțeleg profeția celor 2300 de zile. And when they understand that, când o înțeleg, their action is going to be, reacția lor va fi, help many people to turn to righteousness. Fapta lor va fi să ajute pe mulți să se întoarcă la neprihănire. And God says, these people. Și Dumnezeu spune, acești oameni are God's people. Sunt oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Înțelegeți? That's why. De aceea, the early Advent movement. Mișcarea timpurie adventă, led by William Miller. Condusă de William Miller, was a very important event in history. A constituit un eveniment foarte important în istorie. Dar early Advent movement, mișcarea timpurie adventă, was not considered exactly as God's people. Nu a fost considerată ca fiind exact poporul lui Dumnezeu. Why? De ce? Because they did not understand completely. Pentru că nu înțeleseseră în mod complet the prophecy of 2300 days. Profeția celor 2300 de seri și dimineți. Remember they wait. They were waiting. Vă aduceți aminte că ei așteptau. For second coming. Pentru a doua venire. They're wrong. Erau greșiți în privința 1844, aceasta. October came. Octombrie 1844 a sosit. Jesus didn't come. Și Iisus nu a venit. So what happened? Ce s-a întâmplat? In the beginning? La început? People got excited. Lumea era entuziasmată. So you have thousands of people joined. Mii de oameni se uniseră cu mișcarea aceasta. They're all waiting for the great event. Așteptau evenimentul acesta măreț. Nothing happened. Nimic nu s-a întâmplat. Thousands of movement mii became reduced to 50 people. Miile acelea au fost reduse la 50 de oameni. And these 50 people, și cei 50, they cried all night. Au plâns toată noaptea. What went wrong? Care este problema? Ce s-a întâmplat? I guarantee their teardrops were falling on their Bible pages. Garantez că lacrimile lor cădeau pe paginile Bibliei. Where did we go wrong? Ce am greșit? We calculated. Am calculat și am calculat. We checked everything. What went wrong? Am verificat totul. Care e problema? Even though thousands of people they walked away. Deși mii au plecat. 50 people. 50 de oameni. Most of them? Cei mai mulți dintre ei? 16, 17, 19, 22, 25. În vârstă de 16, 17, 19, 20 de ani. They're crying to God. Plâng și strigă la Dumnezeu. God, we will not give up. Doamne, nu vom renunța. We want to know. Vrem să știm. We're crying out to you. Strigăm către tine. Help us to know the Bible. Ajută-ne să cunoaștem Biblia. What are you trying to say? Ce vrei să ne spui? They pray. S-au rugat. And the knowledge came to them. Și cunoștința a venit. It's not about second coming. Nu este vorba despre a doua venire. It's about the cleansing of the sanctuary in heaven. Este vorba despre curățirea sanctuarului în ceruri. And they said? Și atunci ei au spus, yes, now we understand. Da, acum înțelegem. And then God said, și apoi Dumnezeu a spus, you are my people. Voi sunteți poporul meu. And from 50 people, și din 50 de oameni, God established Seventh-day Adventist Church. Dumnezeu a fondat Biserica Adventă. Do you understand? Înțelegeți? You are called to be, voi sunteți chemați să fiți, the wise. Cei înțelepți. Who understands? Cei care înțeleg.
who turns many to righteousness. Cei care întorc pe mulți la neprihănire. Those two. Cei doi. Identities. Sorry. Those two identities. Characteristics. Cele două caracteristici. Are the characteristics of Seventh-day Adventist Church. Sunt caracteristicile Bisericii Advente. Do you have that characteristics? Aveți cele două caracteristici? Are you a wise person? Sunteți persoane înțelepte? Because my friends. Pentru că only the wise will be ready for second coming. Doar cei înțelepți vor fi gata pentru a doua venire. It's interesting. E interesant. When Jesus came for the first time, când Iisus a venit pentru prima dată, who was really ready? Cine a fost într-adevăr gata? The shepherds? Ciobanii? No, not really. Nu. They might thought about the Savior. E posibil ca ei să se gândit la Mântuitor. But they didn't really know. Dar nu știau. Angels have to come down and tell them. Îngerii au trebuit să coboare din ceruri să le spună. Right? Așa e? So who really knew about his first coming? Deci cine știa? Wise men. Cei înțelepți, oamenii înțelepți. So wise men was ready for first coming. Deci înțelepții au fost gata pentru prima venire. And wise men will be ready for second coming. Înțelepții vor fi gata pentru a doua venire. The wise shall understand. Cei înțelepți vor înțelege. But the problem is. Problema însă este. Many Seventh-day Adventists. Mulți adventiști de ziua șaptea. We have no idea about sanctuary. Nu avem decât o concepție nebuloasă despre sanctuar. 2300 de seri. Judgment. Și dimineți. Judecată. And righteousness by faith. Și neprihănire prin credință. This should not be. Nu ar trebui să fie așa. We should come up higher. What do you say? Trebuie să ne ridicăm la un standard mai înalt. Is that your desire? Este aceasta dorința dumneavoastră? Oh, may God bless you. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. I hope you come back this afternoon. Sper că vă veți întoarce în această după-amiază. Very important message. Un mesaj foarte important. It's about in Daniel 12. În Daniel 12. 1260. Sorry, 12 what? It's about 1260 days. Despre 1260 de zile. 1290 days. 1290. And 1335. Și 1335 de please zile. Come back and get the rest of the book of Daniel chapter 12. Vă invit să reveniți după amiază pentru a înțelege restul cărții lui Daniel. Let's all stand for closing. Să ne ridicăm pentru cântarea de imnul de sfârșit. În numele Domnului Iisus Hristos și spre slava lui Dumnezeu, vom închide serviciul divin din această dimineață, intonând împreună imnul Standing on the Promises.
rugăm împreună. Let us pray. Tată bun care locuiești în ceruri, în numele lui Iisus, in the name of our Lord Jesus Christ, venim să-ți mulțumim pentru descoperirile pe care ni le-ai făcut în această oră. We come to thank you for the revelations that you have given us this hour. Îți mulțumim pentru solul pe care l-ai trimis. We thank you for your messenger. Te rugăm să-l binecuvintezi în continuare cu cunoștință de la tine. And we ask you that you bless, continue to bless him with your knowledge. Te rugăm să ne binecuvintezi și pe noi ca să facem lucrarea la care ne-ai chemat. And we ask you to bless us so that we may fulfill the duties that you have called us to. Ajută-ne să putem face într-adevăr parte din cei înțelepți din timpul sfârșitului. Help us to be truly among the wise of the latter days. Ajută-ne să împrăștiem acest mesaj pentru ca cât mai mulți oameni să vină la cunoștința adevărului. Help us to spread this message so that many can come to know the truth. Te rugăm să fii cu noi acum când ne vom duce acasă. We ask you that you be with us as we depart for our houses. Și să pui în mintea și în inima noastră dorința de a veni înapoi împreună cu alți prieteni. And that you will place in our hearts the desire to come back with friends. În numele Iisus te-am rugat. Amin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen.